Isaia, capitolul 35. Profeție despre starea de fericire. Veselește-te, pustiu însetat, să se bucure pustiul, ca și crinul să înflorească, și va înflori și se va bucura pustiul Iordanului, și mărirea Libanului se va da lui, și cinstea Carmelului. Și poporul meu va vedea slava Domnului, strălucirea Dumnezeului nostru. Întăriți-vă voi, mâini slabe, și prindeți putere genunchi slăbănogi. Ziceți celor slabi la inimă și la cuget, întăriți-vă și nu vă temeți. Iată Dumnezeul nostru, cu judecată răsplătește și va răsplăti. El va veni și ne va mântui. Atunci se vor deschide ochii celor orbi și urechile celor surzi vor auzi. Atunci va sări șchiopul ca cerbul și limpede va fi limba gângavilor, că izvoare de apă vor curge în pustiu și pâraie în pământ însetat. Pământul cel fără de apă se va preface în bălți și ținutul însetat va fi izvor de apă. Acolo va fi veselia păsărilor, iarbă, trestie și bălți. Acolo va fi cale curată și cale sfântă se va chema și nu va trece pe acolo nimeni necurat și nici nu va fi acolo cale întinată. Chiar și cei fără minte vor merge pe dânsa și nu se vor rătăci. Și nu va fi acolo leu, nici fiare cumplite nu se vor sui pe ea și nici nu se vor afla acolo, ci vor merge pe dânsa cei mântuiți și cei răscumpărați de Domnul se vor întoarce. Și vor veni în Sion în chiote de bucurie și veselia cea veșnică va încununa capul lor. Lauda și bucuria și veselia îi vor ajunge pe aceștia și vor fugi durerea, întristarea și suspinarea.